Linda, Sasha și Zara sunt trei cățelușe alături de care jandarmii din Bistrița lucrează zi de zi. Zara este veterană, are 4 ani și jumătate, în timp ce Linda și Sasha sunt mai tinere. Au aproape 3 ani și sunt nou venite în unitate. Linda este singurul câine de căutare și salvare, pe când suratele ei fac patrulare și se pregătesc pentru intervenții. Sasha are 2 ani jumate, 2 ani și 7 luni. Este câine de patrulare intervenție. A făcut cursul la Sibiu de 4 luni de specializare și antrenament în fiecare zi. În primul rând trebuie să fie agresivă, trebuie să aibă un temperament perfect, adică un echilibru perfect. Când trebuie să atace, când nu trebuie să atace. Eliade Olteanu este conductor pentru Linda. El spune că nu și-ar schimba meseria pentru nimic în lume și o consideră pe cățelușă un adevărat membru al familiei sale. Anul trecut, în luna decembrie, am terminat cursul de specializare la Sibiu. Căutare, salvare, persoane dispărute, mediul natural. La conductorii câini nu există sfârșit de săptămână sau concediu fără animalele lor, animalele de care se ocupă zilnic, câteva ore bune pe zi. Pentru că în momentul în care animalul nu este hrănit, nu este căutat, la fel nu dă rezultate. Ca urmare, în fiecare zi, timp de mai multe ore, animalele sunt îngrijite, periate, hrănite și, bineînțeles, antrenate. Câinii jandarmeriei au o perioadă de serviciu de 7-8 ani, care poate fi prelungită dacă forma fizică și psihică a patrupedelor o permite. Câinii petrec 4-5 ore pe zi la serviciu.